Abia aștept să văd emisiunea aceasta de astăzi pe care o filmăm și noi doi cu un copil în brațe. Dar în scurt timp îmi doresc și mi se activează acest instinct matern. Cea mai frumoasă și de suflet întâlnirea mea din ultimii ani a fost întâlnirea mea cu iubitul meu, Gabriel. Dumnezeu mi-a deschis o poartă către sufletul unui om care mă prețuiește, pe care îl prețuiesc. Am pornit de mână doi copilași. Ne-am mutat în chirie cu câteva valize fiecare. Câți ani aveți când v-ați întâlnit, Oana? 22 eu, 23 el. Și am zis, pornim? Pornim. Țin minte un singur lucru de atunci când ne-am mutat la început într-o chirie unde stăteam. După ce ne-am instalat bagajele și am făcut curățenia generală specifică femeilor, tot lună și bec, l-am luat de mână și ne-am dus în fața ușii. Și era un preș în fața ușii și am spus, acum ne ștergem de tot. N-am înțeles exact de ce. De orgolii, de răutăți, o luăm fiecare ca și când acum ne-am cunoaște. Pentru că noi, înainte să fim într-o relație de 5 ani de zile, suntem deja într-o relație, am fost prieteni 2 ani. Și când zic prieteni, prieteni și atât. Ne-am cunoscut și cred că lucrul ăsta ne-a legat foarte frumos. Ne-am cunoscut așa cum suntem, fără să purtăm masca începutului perfect, fără să încercăm să părem ceea ce nu suntem. Pur și simplu ne-am dat voie să fim, ne-am luat de mână și am pornit pe drum. Au existat și piedici în drumul ăsta al tău, Oana, pentru că Tu ai așa eman o libertate, o seninătate, o veselie. Am o libertate, da, și nu o neg. E greu de dus, Vasilica. Îți spun sincer că dacă nu aveam un bărbat curajos, un bărbat care să fie bărbat și să-mi dea voie să fiu femeie, cu siguranță n-aș fi reușit să-mi păstrez această lumină vie pe care tu o întrezărești acum în mine și această libertate. Cumva aripile mi se tăiau. Ei bine, omul meu a avut grijă să nu-mi taie aripile și să mi le dea și mai frumos, să mi le crească și împreună să creștem, pentru că reciproc, eu zic că în continuare creștem. Avem doar 29, respectiv 30 de ani, deci creștem. Și crește viața. În momentul în care nu mai crești, ceva se întâmplă, ceva negativ. Găsim fericirea în iubire? Da. Și liniște. Ce înseamnă și iubirea? Sens. Iubirea înseamnă să te uiți în ochii celuilalt, să te simți acasă, din punct de vedere spiritual, în primul rând, și să nu fie nevoie de prea multe vorbe, pentru ca omul de lângă tine să înțeleagă ce simți, ce e în sufletul tău, de ce ai făcut asta și să călătoriți frumos împreună, pentru că viața e o călătorie și merită făcută alături de suflete care, zic eu, că sunt pe aceeași frecvență din punct de vedere spiritual. Pentru că înainte de a începe această înregistrare, l-am văzut pe Gabriel cum era foarte minuțios în a te așeza, ba mai mult aș zis, eu mă ia soacră, adică atent. Vreau să te întreb cum se înțelege tatăl tău cu iubitul inimii tale, cu Gabriel. Să știi că se înțeleg foarte bine. Tata tot timpul spune așa, fetele mele și-au găsit, florile mele de colț, de fapt, așa ne numește, doi grădinari pe măsură. Iar asta mi se pare tare frumos. Și-a dorit mereu să aibă și un băiat. Ei bine, nu a vrut Dumnezeu să aibă băieți, însă prin Vasile, cumnatul meu, și prin Gabriel, Dumnezeu i-a rânduit doi băieți, care eu zic că le cinstesc fetele și le ajută mult să se simtă acasă.
Ce poate fi mai frumos foarte decât mult să vezi fericirea propriului fericirea, copil? Da, cred că e satisfăcător pentru un părinte și e o împlinire pe care doar atunci când ești părinte poți să o resimți cu adevărat. Să știi că văd multe puncte comune între Gabi și tata. Au aceeași satiră, cumva. Amândoi sunt persoane vesele, persoane care te fac să te simți bine, fără intrigi, fără bârfulețe, răutăți. Nu, sunt bărbați. Iar asta e important pentru un bărbat, să nu se prăteze la, din punctul meu de vedere, la tot felul de intrigi care noi femeile mai chicotim, ne mai... Știi cum e, din stânga în dreapta, dar ei să fie stâlp din toate punctele de vedere și să ne adune atunci când ne mai împrăștim ca un puzzle sentimental ce suntem. Unde te vezi în timp, peste ani? Cum te vezi? Și ce am spus la Gabriel în momentul în care veneam înspre voi? Abia aștept să văd emisiunea aceasta de astăzi pe care o filmăm și noi doi cu un copil în brațe, în livingul nostru, indiferent ce vârstă avea, noi să ne uităm la emisiune în tignă și în pace. Mă văd având o familie, mă văd având un copil sau doi, mă văd în continuare creativă, mă văd în continuare dornică, ca un burete de absorbe frumosul din jur și informațiile din jur și mi-am propus săptămânal să nu treacă o săptămână fără să citesc câteva pagini dintr-o carte. Mama a fost bibliotecară la un moment dat și revenim la copilărie. Eu nu aveam normă de a lucra cum era la sat, la fân sau la munca câmpului, ci aveam normă de a citi. Și mama spunea să nu trișezi pentru că o să te întreb despre ce este vorba și vreau să văd dacă chiar ai fost atentă la ceea ce ai citit. Și eram ochi și urechi. Ei bine, să știi că acest tabiet cumva pentru mine a devenit un ritual care îmi face bine. Și când mă ascund înspre o carte, când mă retrag în colțișorul meu acolo de tignă, îmi dau seama că prin intermediul cărții pot să ajung și este un bilet, practic, înspre tărâmuri neexploatate ale minții mele și ale sufletului meu. Mă văd citind, mă văd călătorind și mă văd înconjurată de frumos. Dar copilul ar fi pe lista de priorități, într-un cap de listă. Da, să știi că îmi doresc și simt că în scurt timp, nu chiar acum, în acest an, dar în scurt timp îmi doresc și mi se activează acest instinct matern. La noi în familie nu au fost copii, în sensul de sora mea, abia după mulți ani, a reușit să rămână gravidă și avem un nepoțel extraordinar care este feblețea și fericirea noastră. Și în momentul în care l-am văzut la noi în casă, au umplut casa. După ce au plecat, mă uitam la Gabriel, el la mine, parcă ne lipsește ceva. Parcă e prea curat și ordonat totul. Ia să-i facem un pic de bandadă spirituală și probabil când doi oameni se iubesc și vor să ofere din prea plinul lor, se întâmplă. Când? Dumnezeu știe. Dar noi ne dorim, suntem pregătiți oricând. Oana dragă, îți doresc fericire, să vă binecuvânteze Dumnezeu, să vă plămădească așa un sufletel după frumusețea iubirii dintre tine și Gabriel. Și încă o întrebare înainte de a încheia. Pentru cine ai fi în stare să spui clipă, ești atât de frumoasă, oprește-te? Pentru cine ai oprit timpul, Oana? Pentru iubirea noastră.